Bună dimineața, dragii mei! Mergem mai departe cu discuțiile legate de, mă rog, subiectul pe care tocmai l-a prezentat colega mea, Nadina Zisur, despre aplicația Tinder și cum, dragă, socializează cetățenii pe Tinder. Adică, nu știu, cineva ce își pune Tinder ca să socializeze. Deci, nu știu, în fine, mă rog, eu n-am această aplicație și nici n-am de gând să mi-o instalez vreodată, dar am rămas șocat de această știre. Da, nu. Ca să aibă alții. Să aibă alții, ca oricum o să... Da. Vrei să zic ceva? Uite, o prietenă care tocmai a încheiat o relație de tocmai, de câteva luni, o relație de 4 ani, a zis să-și pună tot așa de socializare. Adică poate se întâlnește și cu cineva. Și ce s-a întâmplat, da? Nu s-a întâmplat nimic, socializat. Am mers și eu la ea și am stat și eu, că eram curioasă ce mai e pe acolo. Am înțeles. Măi, curiozitatea e de înțeles. Am mai dat swipe-uri așa. Da, se face left, așa. Cele mai multe. Da, așa. Left ce înseamnă? La fel, e dacă la fel cum era atunci când stăteam eu pe Tinder. Dacă dai left, îl respingi. Mergi mai departe. Left, și bine. Dai inimioară sau dreapta, swipe left. Swipe right de aici. Swipe, da, am înțeles. Acolo îi dai inimioară la swipe. Apropo de cei care ne ascultă, 0754222999. Voi aveți așa experiențe legate de aplicațiile de, era să zic, de socializare. Dacă Tinder-ul a devenit aplicație de socializare, aveți experiențe pe aplicațiile astea? Sau poate, nu știu, aveți niște aplicații noi de dating, despre care noi nu știm? Fii atent, aplicație de dating. Că am și vorbit despre fondatorul sau fondatoarea Bumble. Este tot o aplicație Ce zici? Bumble, da. Deci este, fii atent, tot gen Tinder, dai stânga, dai dreapta, o accepti sau nu accepti. Evident, dar faza cea mai tare la Bumble este că ea trebuie să facă primul pas. Deci tu, ca bărbat, nu poți să-i dai mesaj. Ceea ce mi se pare extraordinar. Pentru adică... că femeile dau mesaje mai interesante decât, hei, ce faci? De asta pot să vă asigur. A, serios? Da. Și ce scrie, dragă, doamnă? Nu știu, dar eu aveam, când eram singură și aveam și Tinder, aveam o mare problemă cu inițierea unei conversații cu, hei, ce faci? Bună, ce faci? Adică, la ce te aștepți să-ți răspundă o femeie pe care nu o cunoști? Nu știu, fă o glumă, oricât ar fi de proastă. Trimite o melodie, leagă-te de o poză, leagă-te de ceva. Interesant. Aha, deci nu merge cu bună căfă. Nu merge, n-a mers niciodată gric cu bună căfă. Deci nu merge bună căfă. Da, da. Trebuie să schimb. Adică e o conversație sterilă. Ce bine îți vine machiajul în poza X. Nici nu, așa, că acolo. După aia apare băi, orice. Ești lame, nu, lame. Nu, poți să fii lame, dar să nu scrii bună ce adică faci. Adică poți să-i scrii, vai, ce frumoasă ești. Da, vai, ce fălce ai, da. E ok, aș prefera. Da, face. Foarte interesant, deci băieți, luați aici și notați. Nu începeți cu bună ce faci. Spuneți, faceți chiar și dacă este o glumă mai proastă, nu contează, să fie altceva. Da, cea mai proastă glumă pe care o aveți pe e mai ok să o faceți decât să întrebați ia uite, nu ce știam faci. Asta, foarte interesant. Adică aici... ți arată cumva nivelul de efort pe care îl face omul ăla să inițieze o discuție cu tine. Așa, foarte hei. Tare, uite, avem 0754222999 vorbim despre dating pe aplicații. Dacă aveți povești legate de ce și cum ați întâlnit, v-ați întâlnit marea iubire, acum ce să zic, poate e pe Tinder, poate fi, nu știu, cum ne zice acum Dana, de exemplu, ci că, măi, Tinderul meu a fost o spălătorie auto. Căci acolo mi-am cunoscut soțul. O poveste atipică. Ce șampon folosești, nu? La mașină. Eu la acea vreme în divorț și cu copii mici. El tânăr și superb. Ce tare, dar am dat match. Și așa au trecut 8 ani. Foarte drăguț. Romantic. Bună, vrei să-mi furăm găleata. Pe soțul meu, stai că am scrie aici ceva. Pe soțul meu l-am cunoscut pe sentimente.ro. Nici nu știam că există așa ceva. A fost cândva. Suntem căsătoriți din 2008 și avem două fete. Și mai era noi 2.ro. Noi trebuie să zic și eu. Voi trebuie să știți, eu știu de la prieteni mai sentimente. În vârstă. Ia uite, nu mă lasă să intru. De ce nu mă lăsați mai IT-ul să intru și eu? Că trebuie să te loghezi din nou, că e luni dimineața. M-am logat, dragă, restul internetului merge. Zice, nu merge. De ce nu merge? N-ai voie pe sentimente.ro. N-am voie pe sentimente.ro. Ia și pe ăla, cum ai zis că se cheamă? Noi doi. Să vii la IT-ul, cum zic, să vină băieții de la IT să mă lase să mă loghez pe sentimente.ro. Să trecem peste, dar noi doi. Nu mai există, Cosmine, tu e ca și cum ai încerca acum să intri pe altavista.com. Știi ce e Alta Vista? Cred că e un motor de căutare mai vechi decât Google-ul din anii 90. Mamă, da? L-am prins pe cuvântul meu. Nu. Eram mic, eram bebeluș și tot stau acolo. Sentimente.ro. Hai să vă dau. Fetelor, fi
fiți atent aici. Avem aici niște sfaturi de la un băiat. De la un bărbat adevărat cu experiență în Tinder, Bumble. Uite, îți mai zic o aplicație. Dacă te duci în Thailanda, un Tinder thailandez este Thai Cupid. Da, numai că nu știi ce găsește acolo, fete și băieți. S-au amestecate. Că sunt mai deci curioasă. Aveți faturi, fiindcă avem flori, aici... Flori, fete și băieți, era jocul ăla în Thailanda. O secundă. Ai o jucat flori, Nadina... fete și băieți în Thailanda? Nu, n-am jucat, că nu am fost. Da. Iartă-mă, tac. Okay. Deci avem așa. Dragi fete, o avem aici pe... Avem arbitru. Nadina a zis o să-mi spună dacă este de acord cu mine. Perspectiva unui bărbat, am înțeles perspectiva unei femei. Nu scrie bună că fă. Da, scrie și tu ceva. Fă o stabilit. Glumă. Corect. Deci, băieții zic așa, fără poze cu peisaje. De ce? Adică o fată să n-aibă poze cu peisaje. Că e pe principiu, dacă e ceva ce mă scoate din sărite, sunt pozele cu, de fapt, profilele care conțin doar fotografii cu peisaje. Întrebarea este, tu îți cauți... conțin poze cu fața, da? Întrebarea este, tu ce-ți cauți? Partener sau un animal să-l duci la păscut, de exemplu? Se poate și așa. Ce se ascunde, Nadina, ce se ascunde în spatele unor poze cu peisaje? Se poate ascunde, poate, neîncredere în sine încât să-ți pui poze cu tine. Se mai poate ascunde faptul că nu vrei ca oamenii să te vadă pe Tinder, pentru că și la noi, dar și în afara țării, e mai mult sau mai puțin greșit pusă eticheta acestei aplicații, că e o aplicație pentru a-ți găsi un partener pentru sex și atât. A devenit de socializare, dar înainte așa era văzută. Exact. Unde să-ți găsești un partener vrei pentru sex. Să... Vrei să vezi ilustrații și vederi, intri pe Tinder. Dar serios, vrei să vezi apus de soare cum sau așa, pe Tinder intri. N-ai Discovery în grila de programe, intri pe Tinder. Bineînțeles. Următoarea. Ai făcut o listă, ok. Fără poze în rochia de mireasă. Este super scary. Adică, gen, dacă ai fost la un moment dat mireasă și na. Băi, s-a terminat, că tot ce începe se și termină. Fără poze în rochie de mireasă. Sunt de acord cu el. Este super scary. Adică, ce vrei să zici? E ca și cum și-ar pune și bărbații poze de la nuntă. Sau exact. Să spui cu nevasta. Dar și mai pun unii cu nevasta. Stai puțin, că... Își pun pe Tinder cu nevasta? Da. Pentru că mai sunt cupluri care caută un al treilea partener pentru diverse distracții. Ceea ce mi se pare... Să iasă la cinematograf. Doamne, apără și păzește. Mai mergeți pe la biserică, vă rog eu frumos. Da. Deci, fără texte de genul. Ok. I'm only interested, sunt interesată, uite că nu-mi iese, numai de relații serioase. Nu doresc bărbați căsătoriți, nu doresc bărbați în relații care sunt deja în relații. Stai că n-am terminat. Deja m-ai enervat. Fii atentă. Și no one night stand, fără one night stand-uri. Păi de ce? Dar fata spune ceea ce vrea ea să-și găsească. Există, el are o problemă cu... Există o explicație psihologică, ci că exact ăia care sunt mai golani... vor vedea în această declarație un challenge și zis, no, one night stand, lasă că-i arăt eu ei. Adică one night stand înseamnă o mai iubire golan, de noapte. Mai limitat, l-aș spune, da. Ci că e cum ar veni, te identifici deja ca victimă potențială și exact aia care sunt, cărora le plac challenge-urile, vor sări pe tine și s-ar putea să devii victimă sigură. Deci, victimă la ce? La one night stand? Au știi ce? Păi exact, bărbații ce nu care vrei, nu pot oferi mai mult în general sunt cei care sunt capabili doar de one night stand, pentru că atât pot și sexual și emoțional. Bam, bam. Ok, bărbați, deci... Băgați tobe, aveți tobe, nu? Deci, și mai am, stați un pic, haideți că mai am o listă de ce poze nu, ce tip de poze nu trebuie să-ți pui pe, pe Tinder sau pe aplicație, de așa? Am mirea să nu, să vedem dacă specialista noastră care ține partea fetelor este de acord sau nu este de acord sau cine știe ne dă alte tips and tricks. Intrați pe Discovery și intrați pe Discovery ca să aflați ce se întâmplă pe Tinder. Hai, pa! This is Pack Life, dragii noștri. Am aflat cu stupoare că dacă vrei să mergi la un ceai dansant, cum era odinioară, intri pe Tinder. Înțelegi? Și eu întreb, draga mea, tu ce bei? Ceai de iasomie? Și ea zice, nu, eu beau de sunătoare, dragul meu. Ce muzică îți place? Uite așa, intri de pe Tinder. De sunătoare, da? Da, sună de asta. Gălbenele, da. Vrei să ne vedem să sacrificăm niște mici? Asta, măcar, e funny. Să sacrificăm niște mici, să driblăm Uite, niște damigeni. Uite, așa mi-ar plăcea să fiu abordată, da.
Mai ales dacă zici și de mici și de astea. Ciolan cu fasole, asta, pac. Terasă obor. Asta e foarte tare. Deci, iată, m-am deșteptat. Întrebare de aia, ce faci de Paște? Da, în niciun caz am aflat de la Nadina, nu trebuie să întrebi o tipă când o abordezi pe Tinder sau pe Bumble sau pe orice. Ce faci? Este sec, boring. E foarte sec și nu duce nicăieri. E o conversație sterilă. Mai ales când zici că fă, mai faci economie de cuvinte. Da. Ei, cu Y, virgule, n-avem virgule, cratime nu există, facem următoarea chestie așa foarte simplu și la obiect. Intrăm în viața ta de cuplu, că nu ne putem abține. Cum a început ea? Adică unde v-ați cunoscut? 0754222999. Dar fiindcă vorba aia tineretul din ziua de astăzi și nu numai tineretul se cunoaște pe Tinder, unde, atenție, doar socializează, după aia dacă iese ceva bine, dacă nu, nu? Te întrebăm pe tine, tu cum ai cunoscut-o sau cum te-a cunoscut? Am avut mai devreme o poveste dintr-o spălătorie auto. Cineva care foarte s-a cunoscut frumos pe sentimente.ro. Iar eu o să o întreb în continuare pe Nadina, pe Nadina despre tipuri. Există aici cineva, a scris o întreagă chestie. Sunt niște sfaturi așa pentru femei. Ce fel de poze să nu vă puneți pe Tinder? Nadina le confirmă sau nu le confirmă? Dacă e bine, dacă de mireasă am stabilit. În niciun caz. Deci rochie de mireasă nu. Ce mai era? Poze cu peisaje nu. Trebuie să fie și cu tine poze. Nadina zice că atunci când spui că, domnule, eu vreau doar relație și nu vreau o aventură de noapte, poți să spui asta fiindcă e corect și cinstit. Mai avem una fără poze cu alcool și cu țigări. Adică fără poze cu paharul și țigara. Dar de ce? Nu știu. Dacă mie îmi place să ies la un pahar și să fumez o țigară și arăt asta și pe rețelele de socializare, dar și pe Tinder. Okay. Care e problema? Adică, de ce? Păi atunci când ne-am cunoaște, nu mai vedea făcând asta, de ce te deranjează corect să vezi? Corect, uite aici, așa, autorul, să zic așa, psihologul. E un punct de vedere corect, să știi. Psihologul spune, domnule, când selectăm, când dăm swipe left la una pe care vrem să o luăm acasă, nu vrem dar să vrea, ne bage sub ea masă. Ei, da. Sunt unele care depinde te bagă sub masă. Depinde și de unde vine. Deci, deci, cu alte cuvinte, ideea este simplă, Nadina votează cu poze, cu așa și cu așa, da? Poze. Hai să mergem la următoarea, da? Normale, yes, decente, să corect le spunem. Fără poze cu bărbați. Pam, pam. Cum adică fără poze cu bărbați? Că da, fără poze... Și cu asta sunt de acord, da. Da, căci că faptul că eu te văd împreună cu un alt bărbat îmi creează o ceață în minte. Mă, da, ești treaba? Confuz, exact. E fratele, e vărul, e fostul soț. Dar măi, lămuriți-mă, dar de ce îi pune o poză? Pe, dacă eu intru pe aplicația asta pe Tinder, de ce mi-aș pune eu, înțelegi, o poză? Dar păi sunt care își pune și cu mama. Ha, păi cu mama, da. Fără poze cu mama pentru băieți de data asta. Se poate, da? Cu mama, înțeleg, dar zice, sunt pe Tinder, domnișoare, are o poză cu tata. 0754222999, să spunem și un bună dimineața. Ia. Bună dimineața, domnilor. Eu am cunoscut-o simplu, acum 20 de ani. De fapt, de 20 de ani îmi este medic stomatolog. Acum o să-mi devină soție. Ce tare! Mamă, după 20 de ani. Te-ai dus la cabinet să scoată măseaua și asta a fost. Deci îți dai seama că să scoată nervul și i-a scos toți nervii. Deci îți dai seama că dacă nu ești cu minte, îți faci un zâmbet de la... Da. Pauză, lipsă. Cum ai cunoscut-o sau cum l-ai cunoscut? Cum s-a legat relația asta frumoasă a voastră? 0754222999. Ne întoarcem iarăși la Tinder. Poze pe care o tipă n-ar trebui să le pună pe Tinder. Uite, mie mi se pare că în special generația Z, generația nouă, să zicem, dar și o parte din generația mea, millennialilor. Okay. Asta, din generația asta fac eu parte. Nu mai găsesc cuvintele. Nu mai socializează și nu mai sunt interesați de a lega o relație așa cum se întâmpla înainte. Uh-huh. Și nu mai sunt conștienți de sine. Nu mai suntem noi tinerii, dar nu mai suntem conștienți de sine și tindem să avem foarte multe pretenții de la un potențial partener, uh-huh, fără să mai avem capacitate de autoanaliză, să ne gândim ce oferim noi când avem atât de multe pretenții, chiar uh-huh și pe rețelele de socializare sau pe aplicațiile de dating. Interesant. Da. Haideți să vă mai zic tot cu fără. Da? Fără păi, uite, vezi asta, nu vreau asta, nu vreau asta, pentru că, iartă-mă că te întrerup, sunt multe descrieri de genul acesta pe rețelele, de, pe aplicațiile de dating. Să nu faci asta, să nu pui poze din astea, dar vino cu ceva pozitiv, adică o femeie care vede o astfel de descriere tinde să dar și un bărbat pun o etichetă. Fără poze cu copii.
Și asta da, mi se că pare... pentru bărbați nu, este nu pare. Intimidantă treaba asta. Adică mai luat din prima cu copii. Corect, aici îți dau dreptate. Dar nu e mai bine să știi după prima întâlnire? Adică... Nu știu ce să zic. Se pierzi eu vremea, mă. Să fie de la început, să știm. Okay. Eu zic care că treaba? E mai bine să aflu după aia. Da, următoarea. Fără pose în chiloți. Mă scuzați. Că e prea gen, băi, tu ce ești? Da, ce-ți cauți pe Tinder? Cum ar veni, iubit sau nu, manager? Chilotul pereche. Asta. Înțelegi? Deci este de acord, Nadina. Și cu asta, ci că fără poze cu alte femei, mai ales când acestea arată mai bine ca tine, că tu te uiți în prima păi, poză și zici... Te uiți în prima poză și până să ajungi la a doua, ai dat deja swipe left. Când right, adică ești... Păi da? Nu știi care... Că tu din prima, ca bărbat, reacționezi instinctiv. A, ce mișto e aia, buf! Swipe right. Right. Așa, da. Adică la dreapta, mă, la dreapta. Bun. Nu asta, asta la dreapta. Da. Deci cu asta este de acord Nadina. Fără citate inspiraționale. Da, corect. Mai ales că nu sunt ale tale. Știi? Să începe și de la bărbat. Fără poze cu mașina, pentru că nu impresionați okay. pe nimeni cu mașina. Fără poze de la sală. Cu asta, cu atât mai puțin faceți o impresie bună dacă vă puneți okay. poze în chiloți de la sală. Păi ți-am zis, își caută jambiera pereche, chilotul da, pereche. Da, îl mai țin minte pe Trăistariu, că el își punea tot, pe Mihai Trăistariu, își punea tot timpul poze în chiloți. Își pune și acum. Și acum să da. Vorbesc serios, ci că s-a apucase de da. OnlyFans la un moment dat. Da, și OnlyFans și acum câțiva ani își pusese poze în chiloți pe LinkedIn, pe platformă pentru joburi. Păi, dar nici aia nu mai e da, platformă. Stați puțin, da, păi depinde, stați mai puțin, depinde ce job își căuta. Și asta e adevărat. M-aș gândit, adică eu caut pereche pentru șosetuța mea. Exact, pentru ciorapul meu, da. Da, o lăsa să ne oprim și ultima chestie. De ce să ne oprim? Ultima chestie să este... Să continuăm, erau promițătoare, trebuie să recunosc pozele alea. Fără date false, Mihai... Da, adică tu ai 20, tu, nu, zici că ai 28 de ani și de fapt ai 38 de ani. Pe principiu, ah, am greșit și n-am putut să mai modific. Am tasta greșită, am în loc de 4, ce am zici, Nadina, cu sau fără date false? Fără date false, o să mai minți false, așa, până unde poți să exagerezi sau să minți? Până la prima întâlnire. Până la prima întâlnire, nu? Simt. Știi cum e vorba aia, bărbații mimează bogăția. Da. Și femeile cu musețea se spune. Credeam că bine. Deci eram să iau microfonul, dar aici să-l trag. Dar cât poți să o mimezi până la toată urma? O întâlnire, două, trei. Păi fericirea, multă lume mimează fericirea. A, bogăția, da. Sunt de acord cu tine. Dacă vrei să intrăm în discuția asta. Da, da, asta zic, fericirea se poate mima o viață întreagă. Deci ați asistat și ați ascultat mic îndreptar de Tinder. Ortografic și de punctuație. Sinceritatea este cea mai bună. Adevărul e cea mai bună minciună. Și atenție, băieți, faceți o glumă. Oricât de proastă este, decât bună că fă, gen, faceți o da. Glumă. Vă da? Oferă mai multe șanse, chiar și o glumă corect. Proastă. Baftă multă, neața! Dimineața pe noi! Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impulse Radio.